Nu știu cine administrează Parcul Operei, dar vedem că au plantat recent tufe de mântuială. Toate au murit, cu mici excepții. Deci, undeva a fost o greșeală. Ăștia-s bani publici, aruncați în vânt, pentru care cineva trebuie să răspundă. Ia uite, tot parcul e cu tufe uscate. Dacă înțeleg eu bine, pe partea asta de Dâmbovița, e administrația sectorului 5. Dacă nu, e sectorul 6. Ori nu le-au plantat când trebuie, ori nu le-au udat bine, ori au cumpărat marfă rebutată. Câte milioane au costat asta? Nu e așa că se putea de făcut ceva mai rațional? Nu e așa că ar trebui deschis un dosar penal? Numai munca oamenilor să planteze chestia asta cât a costat. Câte zile au stat aici cu sapa, cu târnăcopul, cu cazmaua. Care e explicația lor? A edililor. Gabi Firea ar zice că e sabotaj. Că de vină e USR-ul și PNL-ul. Dar Partidul Verde ar zice că sunteți toți o apă și un pământ. Mafia e responsabilă. Da, uitați-vă, totul e uscat. Tovarăși primari PSD, ce s-a întâmplat? E dezastru în Parcul Operei. Măcar arțarii ăștia s-au mai prins. Doi din trei s-au prins, dar tufele astea sunt toate moarte. Una dintr-o sută din tufele plantate s-au prins. Și primarii PSD-ul să mai ceară un mandat ca să mai planteze odată ceva. Câteva milioane de fire, nu? Și nimeni nu va fi investigat și nimeni nu va fi pedepsit pentru munca asta de mântuială. Demisia.